Bună seara, domnilor și domnilor! Bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii Moldova Life. În această seară discutăm cu domnul Alexei Buzu, ministrul Muncii și Protecției Sociale. Bună seara, domnule Buzu! Bună seara, bine v-am găsit! Mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Discutăm și despre pensii și despre salarii, dar în primul rând vreau să vă întreb despre fondul de compensații pentru sezonul rece. Suntem în data de 11 aprilie. Dacă putem deja să spunem dacă s-a epuizat acest fond și dacă nu, putem să repartizăm în altă parte banii sau a fost atât cât a fost necesar? Noi suntem în proces de a clarifica acest lucru pentru că în luna aprilie vom achita compensațiile pentru luna martie. Uh-huh. Și de regulă ce se întâmplă este că noi recepționăm informația și rapoartele de la furnizorii de energie, după care redistribuim compensațiile în dependență de gradul de vulnerabilitate, tipul de energie consumată. Ca și anul trecut, noi vom face un raport financiar detaliat și vom comunica despre nivelul de realizare și executare a bugetului. Noi, când am planificat resursele, am încercat să le planificăm într-un mod cât mai riguros. Deci, la momentul actual, nu pot să vă comunic cu exactitate dacă am utilizat toate resursele, dacă mai avem nevoie de resurse. Deci, urmează să clarificăm în scurt timp acest lucru. Dar dacă puteți să ne spuneți, din precedentul sezon de încălzire, când totuși au rămas o sumă suficientă, adică destul de mare, cum au fost repartizați acești bani și dacă ar fi trebuit poate să se ducă la anumite majorări de plăți sociale de care se așteaptă oamenii? Deci noi trebuie să înțelegem că când vorbim de fondul de reducere a vulnerabilității energetice, vorbim atât de, spre exemplu, dacă vorbim de anul 2024, vorbim de luna ianuarie, februarie, martie, dar și de noiembrie. Uh-huh. Da. Deci, pentru noi, în acest an, vom avea încă o lună din sezonul rece, care va începe în noiembrie. Următorul sezon din încălzire, da. Dar din acest Totodată, an. În Fondul de Vulnerabilitate Energetică, mai avem acel program care este administrat de către Ministerul Energiei, legat de echipamente de consum a energiei cât mai eficient. Noi, în acest fond, avem bani publici, avem contribuții de la partenerii noștri și nu tot timpul avem o flexibilitate în sensul în care dacă rămân anumite resurse, ele pot fi distribuite cu ușurință la alte categorii. Dar despre sezonul următor de încălzire, din noiembrie anului acesta și până martie 2025. Da. Dumneavoastră ați vorbit și la alte emisiuni că sistemul se va schimba, adică nu va fi aplicat așa cum a fost în aceste sezoane de încălzire și în primul rând o să urmărim și situația în domeniul energetic și de pe piața energetică. Totuși, care este planul dacă deja se discută? Deci, noi cu toții înțelegem că acest program de compensații este un program anticriză. El a apărut în contextul în care prețul la sursa de energie a crescut de peste 7 ori. Pentru că această situație este una fluidă, se schimbă de la an la an, noi tot trebuie să ne adaptăm. Noi vom trage linia în luna aprilie, vom încerca să discutăm cu colegii noștri de la Ministerul Energiei și să încercăm să facem anumite proiecții legate de dinamica tarifelor și vom încerca să vedem cum putem să adaptăm sistemul. În acest an noi am bugetat 2 miliarde 700 de milioane de lei, deci este o sumă impunătoare, mai mult cât bugetăm pentru infrastructură, pentru proiectele din satul european. Noi ne dorim ca prețurile să coboare și să putem utiliza aceste resurse în investiții, în sănătate, în educație. Dar sunt calculele până la cât trebuie să fie micșorat tariful la gaze când nu vom avea nevoie de compensații sau compensații doar pentru familii foarte vulnerabile cu mulți copii? Urmează să clarificăm acest lucru. Noi, după fiecare sezon rece, facem o analiză detaliată, vedem care este percepția cetățenilor, analizăm care au fost recomandările, plângerile, facem o analiză mai detaliată și o să vedem
inclusiv care a fost impactul tarifelor după compensații, înainte, ca să înțelegem în ce măsură va trebui și în continuare să facem acest lucru. Noi am vrea foarte mult ca acest program să revină la o normalitate, în sensul în care să ajutăm acele familii cu venituri extrem de mici, cum era până la criza energetică. Este un program extrem de mare, deci este cel mai mare program, dacă vorbim de număr de beneficiari. În acest an am răspuns la peste 96.000 de apeluri telefonice, peste aproximativ 60.000 de solicitări electronice, deci este un program masiv care necesită o implicare destul de plenară a colegilor mei, atât de la minister cât și din prima linie. Noi suntem puși în situația să administrăm acest program și să implementăm reforme și să încercăm să ne mișcăm foarte rapid pe procesul de integrare europeană. Noi ne-am dorit să revenim la o normalitate, atât noi la minister, cât și cu siguranță cetățenii. Deci, cel mai probabil în următorul sezon de încălzire, acest program, ca și buget, va fi mai mic, pentru că anterior era 5 miliarde, acum... Acest program este un program de răspuns, cum spuneam, anticriză. Dacă tarifele coboară și bugetul va coborâi, deci noi urmează să clarificăm acest lucru. Ceea ce pot spune este că dacă prețurile, tarifele la surse de energie vor fi mari, guvernul va identifica modalități prin care să ajute gospodăriile și familiile din Republica Moldova. Dar vă spun, este un lucru extrem de complicat să răspunzi la aceste multiple crize din diferite domenii și trebuie să prioritizezi, inclusiv să identificăm resurse pentru o perioadă destul de scurtă de timp. Despre pensii, știu că ați participat la mai multe emisiuni, a fost această întrebare adresată despre aceste 6%, dar dumneavoastră cred că vedeți și reacția oamenilor în condițiile în care, da, pentru prima dată pensia minimă a depășit coșul minim de existență, dar totuși este o sumă de 2778 de lei, o sumă foarte mică în condițiile în care chiar și pentru încălzire a fost nevoie de 3-4 mii de lei, mai ales în apartamente, în case mai vechi, și așa mai departe. În condițiile în care anul trecut inflația a fost și de 30%, s-a gândit măcar sau a fost examinată posibilitatea de a indexa și mai mult ca să fie compensată și acea inflație care a avut loc, de exemplu, la începutul anului 2023? Anul trecut inflația nu a fost de 30%, dar ceea ce putem noi spunem este că noi înțelegem și am spus acest lucru în repetate rânduri, că cu siguranță noi credem că pensiile în Republica Moldova nu asigură un trai decent pentru pensionari, pentru majoritatea pensionarilor. Asta înseamnă că noi nu am declarat că acest deziderat este realizat. Noi nu am spus că noi nu ne vom preocupa de creșterea pensiilor. Este o prioritate pentru noi. Și cred că la 2 ani și jumătate de mandat acestui guvern, noi am arătat cât de mult am prioritizat acest aspect. Deci, atât dacă ne uităm la pensia medie, cât și pensia minimă, ambele au crescut peste rata cumulativă de inflație. Deci noi am protejat puterea de cumpărare a pensionarilor și, în special, pentru pensionarii cu venituri mici, pensia minimă a crescut destul de simțitor, aproximativ cu 144 de procente. Asta, cu siguranță, nu înseamnă că această pensie minimă sau chiar pensia minimă asigură un trai decent, dar noi trebuie să, pe de o parte, să creștem pensiile, dar trebuie să o facem într-o manieră responsabilă. Deficitul pe pensii este unul similar cu bugetul municipiului Chișinău, aproape. Și dacă la programul de compensație a trebuit să mobilizăm 2 miliarde 700 de milioane de lei, deficitul pe pensii este de, anul trecut a fost de 5 miliarde 600 de milioane, în acest an se va apropia aproape de 6 miliarde de lei. 6 miliarde, care, asta ce înseamnă? Că contribuțiile salariaților din Republica Moldova nu sunt suficiente pentru a achita pensiile așa cum sunt ele acum, insuficiente. Și atunci, din bugetul de stat,
Noi redirecționăm aproximativ 6 miliarde de lei pentru ca să asigurăm plata acestor pensii. De aceea, ceea ce facem noi în cadrul guvernului este să încercăm să creștem economia cât mai rapid, să creăm acel spațiu fiscal prin care să putem face și investiții și să creștem pensiile într-un mod responsabil, să asigurăm acel trai decent pentru persoanele care au construit această țară, au muncit onest, au contribuit. Cred că la fel de important este să înțelegem ce înseamnă această pensie minimă. Pensia minimă este destinată pensionarilor care au un stadiu complet de cotizare atunci când s-au pensionat, dar din vari motive, fie că au lucrat în sectoare în care au fost plătiți foarte prost, au o pensie sub acel minim de existență. Spre exemplu, au o pensie în baza contribuțiilor de 1700 de lei. Guvernul, la cei 1700 de lei, vine cu acel supliment de solidaritate până la 2778 de lei pentru a asigura. Și noi avem aproximativ 120.000 de pensionari care primesc pensia minimă. Deci în fiecare lună, guvernul suplinește pensia pentru această categorie de pensionari ca să asigure acel minim de existență. Deci, eu cred că noi în cadrul guvernului, pe de o parte, am încercat să fim solidari cu acești pensionari care au muncit, au fost onești, au contribuit cât au spus legea, dar pentru că au lucrat în sectoare proast plătite, noi ne solidarizăm cu ei. Pe de altă parte, am protejat puterea de cumpărare, vedem că pensia medie crește și da, trebuie în continuare să mergem hotărât să identificăm modalități prin care să susținem pensionarii din Republica Moldova. În luna decembrie noi am lansat acel program prin care 56.000 de pensionari care s-au născut înainte de 45, care s-au pensionat înainte de 99 și au o pensie mai mică de 3.000 de lei, pentru toți acești pensionari noi am oferit o plată unică de 3.000 de lei. Deci noi am oferit a 13-a pensie. Și în continuare ne vom strădui să identificăm resurse acolo unde este posibil să susținem pensionarii din Republica Moldova, pentru că înțelegem că pensia pe care o primesc nu este suficientă pentru un trai decent. Chiar dacă noi am crescut pensiile, le-am indexat, în continuare trebuie să ne preocupăm de acest subiect. Pentru acest an, pe lângă indexare, care este totuși ajustarea la creșterea inflației pentru a nu consuma, adică că oamenii... A puterea de cumpărare. Creștere propriu-zisă, pentru acest an sau cel puțin când preconizați ca să fie crescută pensie la mod absolut? Deci noi, când vom avea pregătite asemenea măsuri, identificate resurse, noi cu siguranță vom comunica acest lucru. Deci pentru acesta nu este preconizat. Noi lucrăm la mai multe aspecte, dar când acestea vor fi clarificate, noi ne vom clarifica. Eu vreau să asigur toți cetățenii, toți pensionarii, că pentru noi acest aspect este unul prioritar, doar că noi trebuie să ne asigurăm că creștem pensiile într-un mod responsabil și nu spargem bugetul de asigurări sociale. Noi avem această responsabilitate față de următoarele generații. Noi, în continuare, suntem într-o zonă în care avem război la hotar, când investitorii în Republica Moldova au preocupări de securitate și atunci nu tot timpul doresc să fac planuri de lungă durată, proiecte ambițioase. Chiar dacă am repornit economia, turațiile economice încă urmează să ia viteză, și atunci noi trebuie să avem această capacitate să reacționăm la crize, la secetă, la un șoc legat de lanțurile valorice. Ce se întâmplă dacă, nu știu, Ucraina iarăși nu va putea să exporte prin intermediul porturilor de la Marea Neagră sau alte tipuri de crize și șocuri. Deci
Noi ne preocupăm, noi am vrea să ne mișcăm mult mai rapid, dar trebuie să facem acest lucru într-un mod responsabil și noi am arătat pe parcursul a 2 ani și jumătate că acest guvern a putut să mobilizeze, să identifice resurse, să într-un timp extrem de scurt poată să pună în aplicare programe de suport, atât când vorbim de agricultori, familii cu venituri mici, familii cu copiii și așa mai departe. Deci, dar vreau să vă întreb, așa, dacă au fost făcute calcule sau cel puțin puteți să ne spuneți, pentru că este întrebarea și la domnul ministru economiei, pe care tot îl așteptăm în acest platou, care ar trebui să fie creșterea economică, indicatorul creșterii economice, ca să putem să ne permitem asta. Și raportare între salariați și pensionari. Poate noi avem acești oameni, dar pur și simplu nu sunt angajați oficial în câmpul muncii și nu contribuie în buget ca să fie acești bani pentru creștere. Noi, ca să asigurăm un trai decent, noi cunoaștem aceste cifre, deci noi trebuie să ajungem cât mai aproape de o medie a Uniunii Europene. Uh-huh. Da? Deci, și asta înseamnă că trebuie să avem o creștere cât mai aproape de 2 cifre, pe o perioadă cât mai lungă posibil. Deci trebuie să avem creșteri. Acum avem 0,7, am avut exact. Cel puțin. Trebuie să avem creșteri iarăși 9, 10, 11%. Cel puțin 10% pe parcursul câtorva. Iarăși, eu mi-aș dori și cred că fiecare ministru și ministră din acest guvern dorim cu toții o creștere economică cât mai mare. Și noi încercăm să identificăm acele măsuri care pot fi aplicate ca să generăm această creștere, inclusiv într-un context de securitate destul de complicat și incert. Dacă vorbim de piața muncii, într-adevăr, noi trebuie să ne asigurăm că oferim și încurajăm, oferim oportunități pentru cei care doresc să se angajeze. Că noi toate persoanele care sunt apte de muncă sunt încurajate să muncească, le sunt oferite aceste oportunități. Noi, spre exemplu, avem la momentul actual aproximativ 150.000 de femei în Republica Moldova care sunt în afara pieței muncii pentru că au responsabilități de îngrijire, fie că îngrijesc de un adult sau un copil din gospodărie. Și de aceea noi ne preocupăm să deschidem mai multe creșe, să lărgim accesul la grădinițe, să creștem calitatea în grădinițe. Spre exemplu, anul trecut am deschis peste 20 de grupe de creșe, am avut proiecte în 54 de grădinițe din Republica Moldova, investiții iarăși fără precedent pentru a crea acel acces la servicii de îngrijire a copilului. Am operat mai multe modificări în modul în care părinții pot să beneficieze de concediu de îngrijire a copilului, să fie mult mai flexibil, și observăm că în 2023 nivelul de ocupare a femeilor a crescut. Noi cu siguranță vom continua aceste inițiative pentru ca să oferim această flexibilitate. Noi vrem să ne asigurăm că sistemul de protecție socială nu este un impediment și nu descurajează munca. Noi avem persoane care sunt apte de muncă și ele nu caută un loc de muncă și sunt în afara pieței muncii. Și asta înseamnă că dacă aceste persoane beneficiază de anumite prestații, noi aceste prestații nu trebuie să descurajeze aceste persoane să caute un loc de muncă. De aceea, spre exemplu, am crescut salariul minim cu 25% până la 5.000 de lei, pentru ca, spre exemplu, o persoană care este aptă de muncă, dar beneficiază de ajutor social, să opteze mai degrabă pentru o muncă, chiar dacă este pe salariu minim, pentru că ea va fi mult mai atractivă. Noi lucrăm mult mai intens cu aceste persoane pentru a le oferi oportunități de angajare. În aprilie 2023 aveam aproximativ 11.600 de persoane care beneficiau de ajutor social și care aveau statut de șomer, deci erau persoane apte de muncă. La moment avem 2.300 de persoane, deci noi deci încercăm să le oferim aceste oportunități de angajare. Și în ultimă instanță vrem să ne asigurăm că
toate persoanele care sunt angajate achită acele contribuții atât în bugetul de stat cât și în bugetul de asigurări sociale. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică pentru 2023, rata șomajului la nivel de țară a înregistrat valoare de 4,6%, fiind mai mare cu 1,5 puncte procentuale. Da? Dumneavoastră ați explicat că de fapt asta poate nu atât de rău pentru că oamenii s-au înregistrat și așteaptă un loc de muncă. Asta înseamnă că mai multe persoane, chiar dacă ele sunt în afara pieței muncii, ei caută un loc de muncă și din datele care am reușit să le analizez, am observat că numărul persoanelor inactive a scăzut. Asta înseamnă că o parte din persoanele care erau în afara pieței muncii, fie că caută un loc de muncă sau și-au găsit un loc de muncă. Și asta poate să, doar să bucure. Deci, pentru noi, cel mai important indicator legat de piața muncii este rata de ocupare. Câte persoane sunt pe piața muncii și rata de ocupare în Republica Moldova în continuare este una destul de mică comparativ cu țările din regiune și comparativ cu media europeană. Rata de inactivitate este mult prea mare. Noi trebuie încă o dată să ne asigurăm că toate persoanele care muncesc trebuie să muncească. Noi avem aproximativ 20% din pensionari care continuă să fie pe piața muncii. Deci dacă pensionari avem în Republica Moldova care continuă, am colegi asistenți sociali care sunt la pensie, dar continuă să muncească și munca de asistent social este o muncă extrem de complicată, nu cred că există scuze pentru o persoană aptă de muncă care pe o perioadă atât de îndelungată nu își găsește un loc de muncă, mai ales acum când toți angajatorii sunt în căutare de... Da, dar pe de altă parte și oferta angajatorului nu de fiecare dată este atractivă pentru tinerii, mai ales că dacă este salariu de... Chiar și sunt așa oferte 6-8 mii de lei în condițiile tuturor prețurilor. Sunt de acord, de aceea noi încercăm prin intermediul Agenției de Ocupare a Forței Muncă să asigurăm această intermediere, dar în special pentru tineri, eu aș încuraja pe toți tinerii să devină cât mai curând, cât mai activ și să se implice în programe de voluntariat, să se angajeze la un loc de muncă, neținând cont de salariu, cel puțin pentru prima etapă, pentru că orice loc de muncă este o oportunitate de a dezvolta abilități, de a fi în echipă, caracter, disciplină, poți să înveți de la colegii tăi mai experimentați și atunci, cu siguranță, există oportunitatea de a avansa în carieră și asta înseamnă și oportunitatea de a cere un salariu mult mai mare. Deci, noi cu toții am avut primul loc de muncă și niciodată primul loc de muncă nu a răspuns necesităților sau așteptărilor noastre, fie când vorbim de salarii, fie când vorbim de poziția și așa mai departe. Și cu siguranță majoritatea dintre noi când ne-am angajat pentru prima dată ne-am dat seama că de fapt competențele pe care le avem sunt inadecvate pentru că piața muncii este una foarte dinamică, chiar dacă învățăm bine, chiar dacă avem anumite competențe, tot timpul învățăm de la locul de muncă și asta este important pentru tineri. Deci eu încurajez pe toți, caute activ să se implice în programe de voluntariat. Noi am inițiat inclusiv la guvern, stagii în cadrul guvernului, în cadrul ministerilor. Deci este o oportunitate de a învăța, de a te implica în procese foarte importante. Da, stagii plătite, apropo. Stagii plătite, da. Exact. Deci, și în cadrul ministerului avem mai mulți tineri care au depus dosare. Noi le-am oferit această șansă să pună umărul la reformele pe care le implementăm. Domnule ministru, să continuăm aceste și alte subiecte, dar după o scurtă pauză. Doamnelor și domnilor, rămâneți cu noi, revenim. Am revenit, continuăm discuțiile cu domnul Alexei Buzo, ministrul Muncii și Protecției Sociale. Domnule Buzo, dacă am discutat despre salarii și ofertele, mai ales pentru tineri, se discută și în spațiu public și mai multe agenții care acum prestează servicii de plasare, de exemplu, ofertelor de muncă, compară ce oferte au cei de peste hotare, de exemplu, pe lângă salariu, mai multe alte oportunități, cursuri gratuite, învățarea limbii, chiar și acele tichete de masă, care nu sunt atât de răspândite deocamdată în Republica Moldova. Aici ar trebui să fie niște alte programe, poate chiar prin introducerea unor modificări la nivel legislativ. Noi am făcut asemenea modificări, cu siguranță tot timpul este spațiu pentru mai bine, spre exemplu
Noi în 2022 am aprobat o lege cu privire la servicii de îngrijire alternativă a copiilor și am oferit această posibilitate a angajatorilor să creeze locuri pentru îngrijirea copiilor sau locuri prietenoase pentru copii. Chiar astăzi am fost la o companie care a deschis un asemenea loc, o companie care are peste 1200 de angajați în Republica Moldova și am putut să văd cum acei copii se bucură de acel loc, de acele servicii. Am văzut satisfacția angajatorilor și experiența altor țări arată că aceasta este o practică foarte bună de a atrage și de a menține salariați calificați și ajută foarte mult salariații cu copii, în special copii mici, să balanceze un pic mai ușor viața profesională cu cea de familie. Colegii de la Ministerul Finanțelor au venit cu mai multe măsuri prin care, prin politica fiscală, să încurajeze angajatorii să investească în proprii salariați. Noi vom continua aceste inițiative. Am discutat și cu reprezentanții patronatelor și sindicatelor, mai multe modalități. Deci urmează să vedem care este cea mai eficientă metodă, pentru că toate asemenea instrumente ele costă. Cineva trebuie să-și asume un cost și atunci trebuie să înțelegem cum partajăm aceste costuri, guvern, salariat, angajator, și trebuie să vedem cum putem face acest lucru cât mai eficient. Mai am o întrebare în domeniul educației, dar totuși se referă și la domeniul pe care gestionați dumneavoastră, despre reformare în general programelor de studii la colegii, universități, pentru că foarte des reiese că oamenii, nu doar în țara noastră, dar mai ales în ultima perioadă din Republica Moldova, nu prea lucrează după absolvirea unei universități, după profesie pe care a obținut. Aici este vorba și poate de salarii care oferă acest domeniu, dar și de nivel de pregătire, pentru că pe urmă nu știu, prea se regăsesc în piața muncii. Vă pregătiți anumite discuții cu Ministerul Educației, poate deja ați început, cum trebuie să fie reformat sistem ca să fie specialiști pregătiți pentru cerințele pieții? Eu cred că este foarte vizibil că colegul meu, ministru Perciun, se preocupă de acest subiect, a inițiat mai multe reforme în acest sens. Totodată eu vă expune o opinie a mea, iarăși cred că cel mai vizat ar fi să expună colegii de la Ministerul Educației și Cercetării, dar opinia mea este că noi trebuie să depășim această idee că, uite, cineva care învață pentru o anumită profesie după absolvire va activa în acel domeniu pentru acea poziție. Lucrurile se mișcă foarte rapid. Și noi cu toții ne schimbăm opiniile, se schimbă și contextul și eu cred că noi punem o presiune foarte mare, în special pe tinerii din Republica Moldova, la o vârstă destul de fragedă, să-și croiască viitorul pe următorii 10-15 ani. Eu cred că noi putem fi un pic mai flexibili și atunci când cineva merge la universitate sau la colegi, este important să-și dezvolte anumite abilități de bază pe care le va purta pe parcursul vieții profesionale. Gândire critică, să poată să identifice probleme, să poată să, nu știu, un meșteșug anumit, da? Faptul că va lucra într-un domeniu sau pe profesie, asta cred că este un element secundar. Este important să ne asigurăm că prin sistemul educațional pregătim persoane care sunt gata să învețe lucruri noi, care au acel fundament, spre exemplu, competențe digitale, care de fiecare dată pot fi îmbunătățite, poți ai o specializare și așa mai departe. Și asta este un aspect important. Al doilea aspect este că noi trebuie să ne pregătim de fapt că tot parcursul vieții vom învăța. Pentru că asta impune piața muncii. Cu siguranță orice profesie are anumite competențe de bază, fundamentale, dar natura muncii se schimbă și atunci trebuie să te adaptezi și noi trebuie să avem această, încă o dată, flexibilitate ca să învățăm pe tot parcursul vieții. Și asta nu absolvă guvernul de
a implementa acele reforme într-un mod mult mai hotărât, pentru ca să asigure că sistemul de învățământ din Republica Moldova este mult mai aliniat la ce își doresc tinerii, persoanele care muncesc și necesitățile pieții muncii. Dacă noi, spre exemplu, vedem că există o solicitări pe un anumit domeniu, pe anumite competențe. Acum, și ele de exemplu, nu sunt... În ce domeniu se solicită cei mai mulți specialiști? Înțelegem că domeniul IT, pur și simplu, el se dezvoltă și sunt și condiții create aici, în Republica Moldova, parcul IT și mai departe, dar în alte domenii, poate. Deci este vorba pe industrii specifice. Noi nu putem să vin investitori și nu pot să identifice, spre exemplu, nu știu, într-un timp mai relativ scurt să identifice 100 de sudori. Uh-huh. Sau să lucrezi la cablaje, sau... într-un mod cu un echipament specializat. Și atunci încercăm să lucrăm, să aliniem mai multe resurse pentru ca să identificăm aceste persoane în cadrul celor centri de excelență, să deci, tinerii și persoanele învață și muncesc, deci acel învățământ dual. Cu siguranță trebuie să fim mult mai dinamici, mult mai flexibili, dar eu cred că noi trebuie să depășim această paradigmă în care spui, uite, eu învăț pentru această profesie. Dacă un tânăr, o tânără, într-adevăr, știe foarte clar ce vrea să facă, este foarte bine, dar noi nu trebuie să punem presiune pe tinerii din Republica Moldova să-și decidă soarta la... nu știu, 16 ani, 15 ani. De exemplu, poate unii tineri spun așa și sunt, cunosc unii domenii în care oamenii spun că au învățat tot doar din cauza că au început să muncească și au recăpătat toate este cunoștințele. Este ok să, la 30 de ani, la 40 de ani să faci a doua facultate, să te recalifici. Este tot timpul bine și util să înveți lucruri noi. De asta mesajul meu către tine este atât timp cât există sentimentul ăsta de curiozitate, de a învăța mereu lucruri noi, de a avea atitudinea asta de a soluționa probleme, de a inventa lucruri noi, vă asigur că tot timpul se vor găsi angajatori care vor dori să vă angajeze. Eu caut asemenea persoane. Deci, noi angajăm la minister mai mult după atitudine și mai puțin după competențe, pentru că competențele se învață. Da, deci nimeni nu avem școală de miniștri sau de, nu știu, și atunci atât timp cât există această deschidere și disponibilitate, totul se așează și se rezolvă. Dar care este rata la dumneavoastră, de exemplu, de locuri vacante? Pentru că domnul ministru finanțelor, care a fost în acest platou la ediția precedentă, a spus că 20%, de exemplu, la ministerul dumneavoastră, cam câte locuri vacante sunt? Noi stăm mai bine. Noi avem undeva aproape de 90%. Uh-huh. Noi ne preocupăm de acest lucru pentru că portofoliul în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale s-a extins extrem de mult în ultimii ani. Nimeni nu vorbea de vulnerabilitate energetică, de criza refugiaților, de alte aspecte. Dar este o problemă cu angajarea în sectorul public. Munca în sectorul public este una complicată. Ea se va complica și mai mult odată cu procesul de aderare la Uniunea Europeană. Deci, dar eu sunt sigur că eu la minister și în raioane, în agenții, am cunoscut persoane extraordinare cu o dedicație nemaipomenită față de domeniu, față de beneficiari, cu o capacitate imensă de a face față tuturor provocărilor și... Avem și la minister și în prima linie niște persoane extraordinare și la care eu mă inspir și am învățat foarte mult. Să vorbim și despre reforma Restart. Da. Tot ați fost întrebat de mai multe ori despre și acuzațiile care au fost lansate în legătură cu această reformă. Nu știu dacă ați văzut, dar au fost și niște interviuri și conferințe unor persoane care susțin că au rămas fără locuri de muncă din cauza că au fost concediați sau nu s-au regăsit în urma acestei reforme. În special mă refer și la lucrătorii sociali din Cantemir. Două persoane care au acordat și unele interviuri. În primul rând, dacă puteți să ne spuneți, acum, în luna aprilie, această reformă se simte că dă rezultate la care v-ați așteptat? Reforma Restart este un proces complicat. Noi, în anul trecut, am lansat această reformă, am pregătit pachetul legislativ. Acesta a fost aprobat în iulie. Uh-huh. Noi am
realizat prima etapă a reformei, care am constat în resetare, reformare. Deci, noi am preluat competențele, personalul, serviciile de la consiliile raionale și ele au trecut în administrarea ministerului. Acum suntem în etapa a doua în care lucrăm la, unu, investiții în sistem, deci noi vom extinde serviciile sociale, doi, vom îmbunătăți calitatea serviciilor, deci toate serviciile sociale vor fi bazate pe managementul de caz. Asta înseamnă că nevoile fiecărui beneficiar vor fi identificate mult mai clar, va fi un plan clar de intervenție și vom avea sisteme și soluții digitale pe acest subiect. Rezultate vor fi și ele vor apărea. Eu cred foarte mult în această reformă și implementarea acestei reforme zi de zi îmi reconfirmă că cât de importantă a fost această reformă și de fapt ea trebuia să fie implementată cu mulți ani în urmă. Noi suntem într-o societate democratică, fiecare are dreptul la opinie. Eu nu o să comentez cazuri specifice, dar știți, este așa o vorbă care spune că noi de multe ori vrem revoluții, dar nu ne dorim reforme. Într-un domeniu cu atâtea probleme, cum este sistemul de asistență socială, dacă noi încercăm să-l restructurăm, mi se pare firesc ca o parte din persoane să nu se mai regăsească. Dar puteți să ne spuneți, în proporție, cam în procente, cam câte persoane au rămas în afara sistemului, adică au rămas fără locul? 4%. 4%. Da. Dintre care 2% nu au fost promovate de către noi, 2%, iar 2% nu au dorit să se regăsească. Deci 2% au optat să nu se regăsească, 2% nu le-am promovat noi, 96% s-au regăsit în noul sistem. Încă o dată, noi trăim într-o societate democratică, fiecare persoană este liberă să se expună în public, să nu fie de acord cu deciziile unui ministru, unui conducător. Sunt căi legale prin care pot să-și solicite și dreptatea și să-și apere dreptatea. Dar șefii au fost toți schimbați, practic. Nu toți. Dar în proporție. Majoritatea da. Au fost schimbați. Da. Asta înseamnă că nu, cumva, nu au lucrat atât de bine cât... Am făcut anumite evaluări, am interacționat cu ei în ultima perioadă și am determinat că nu au făcut față, că nu au susținut reforma, nu... Dar a fost, de exemplu, și anumite denunțări la structurile de drept, dacă s-a găsit și acte de corupție sau suspiciuni de acte de corupție? Iar și noi am făcut această analiză mai largă. Deci am încercat, cu siguranță, să ne uităm și la integritate și la modul în care au fost administrate anumite programe. Ne-am uitat cât de proactiv a fost o persoană sau altă în administrarea serviciilor. Și dacă noi, ani de zile, am văzut doar stagnare sau n-am observat niciun serviciu nou creat, care este valoarea acelei persoane? Deci trebuie să regăsească ca șef în... Deci noi avem nevoie de persoane care au dat nevoie de inițiativă, care s-au luptat pentru beneficiari, care au căutat soluții. Pentru noi, noi înțelegem că resursele sunt puține, că sunt foarte multe dificultăți, dar am avut persoane care au rămas în sistem. Deci erau, se găseau la conducerea raională a direcției de asistență socială și i-am păstrat, pentru că am văzut că au investit, au avut capacitatea să atragă donatori, proiecte. Erau alții care nu am văzut această... Am înțeles că dumneavoastră ați spus că nu veți comenta cazuri separate, dar eu vă întreb așa, per general, s-a vorbit și despre faptul că a fost urmărită inclusiv și declarații în spațiu public sau chiar pe rețele de socializare, da. Like-uri... Da, o persoană care susține agresorul nu poate să se regăsească în sistemul de asistență socială.
Înseamnă că după ce o persoană a declarat ceva în spațiu public sau pe rețea de socializare... Da, nu am verificat minuțios pe toți, dar dacă am observat anumite sau ni s-a semnalizat anumite chestii când cineva susține agresorul. Uh-huh. Dar susține sau nu susține partidul de guvernare? A fost asta un criteriu? Nu a fost asta un criteriu. Uh-huh. Sau membrii altor partide de opoziție care sunt destul de critici față de guvernare s-au regăsit în nou sistem? Pentru noi este important să avem profesioniști. Noi avem această criză de resurse umane. Deci, pentru noi a fost acest lucru important. Noi am avut, deci încă o dată, noi am avut aceleași discuții când am pornit reforma Inspectoratului de Stat a Muncii. Când am demis mai multe persoane, exact același, s-au plâns în public și au spus că au interese de partid. Noi, la conducerea Inspectoratului de Stat a Muncii, am pus un cetățean din România. Da. Pentru că am fost interesat să aducem persoane competente care poate să implementeze reforma. De asta spun, noi pe de o parte spunem că avem domenii cu probleme, pe de altă parte suntem mirați când o parte destul de mică din persoanele din acel domeniu care au avut competență să gestioneze, să rezolve, nu se mai regăsesc și spunem, uite ce au făcut. Da, mi se pare firesc acest lucru. Un domeniu problematic și am spus, noi nu am promovat 2% din persoane. În cifra absolută, dacă puteți deja să ne spuneți. Că... Trebuie să nu vreau să duc în eroare opinia publică prin a oferi cifre eronate, dar vreau să spun, în 2023 noi am identificat doar pe ajutorul social și pe acel ajutor pentru perioada rece anului erori, abateri, nu știu, anumite fraude în valoare de 18 milioane de lei, doar în 2023. În precedenții 4 ani, Ministerul a identificat 10 milioane de lei. Și noi într-un an am identificat mai mult decât în aproape de 2 ori mai mult decât în ultimii 4 ani. Și asta înseamnă că și eu sunt sigur că noi nu am identificat toate problemele, da? Cineva administra acele programe, cineva era responsabil. Da? Dar oamenii și s-au plâns, adică cei care poate cu grad de dezabilitate, de exemplu, au fost mai multe, chiar și știri despre faptul că nu se acordă. Vom interveni și acolo, și acolo eu sunt sigur că vom avea același scenariu. Când anumite persoane vor fi demise, vom veni cu reforme, cu decizii complicate și vor apărea în spațiu public. Iar este un lucru firesc. Eu înțeleg și pentru noi este complicat când demiți o persoană, este o decizie complicată pe care trebuie să o asumi, dar noi suntem în aceste poziții, noi am venit în aceste funcții pentru a face schimbări în beneficiul cetățenilor. Dar și... dacă persoana lucrează foarte bine ca specialist, dar are viziuni care nu împărtășim poate nici noi, nimeni dintre eu noi. Eu am discuții în contradictoriu cu echipa de la minister, care are viziuni diferite, care câteodată nu este de acord cu anumite decizii pe care le au și este firesc acest lucru. Noi, încă o dată, repet, noi suntem trăim într-o societate democratică care vrem să fortificăm acest spirit. Este firesc ca oamenii să nu fie de acord. Uh-huh. Dar eu trag linie când cineva susține agresorul. Am înțeles. Despre situația între guvern și primăria Chișinău. Ați comentat asta, dar totuși vreau să vă întreb. Din luna mai, cele aproape 600 de persoane, asistenți personali, urmează să fie angajați în cadrul unui serviciu care va fi sau a fost deja creat de guvern. Îl creăm. Creați. Cum se va numi și dacă și alți, de exemplu, din alte raioane, poate creați la nivel central o instituție la care toți vor fi angajați sau cum vedeți funcționarea acestui? Noi în raioane am preluat, noi deja, începând cu 1 ianuarie, am preluat această competență. Da, dar această instituție va fi separată pentru acești din municipiul Chișinău? Deci noi creăm acest serviciu în regim de criză pentru că municipalitatea, într-un mod abuziv, distruge acest serviciu și este vorba de persoane care sunt extrem de vulnerabile. Sunt persoane cu dizabilități severe, persoane care nu pot duce un trai decent sau nu pot supraviețui fără
serviciu de asistență personală. Și dacă nu îi vom angaja într-un regim de urgență, există riscuri extrem de mari. Deci noi creăm acest serviciu doar ca răspuns la acțiunile abuzive ale primării municipiului Chișinău. Cum se va numi această... Este un serviciu de alternativă de asistență personală. Și va avea un director, un administrator? Deci el va fi creat în cadrul agenției pentru gestionarea serviciilor cu specializare înaltă. Uh-huh. Este o agenție care este administrată, gestionată în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Acolo vom crea acest serviciu, vom crea o direcție generală de asistență personală, vom angaja juriști, contabili, șefi de serviciu. Și vor fi doar aceștia din Chișinău. Deci acest serviciu este destinat persoanelor care au avut de suferit de pe urma acțiunilor abuzive. Uh-huh. Nu este un serviciu care înlocuiește, uh-huh. Este un serviciu complementar ca răspuns la acțiunile abuzive. Uh-huh. Eu vreau... vreau să aduc această claritate. Nu este vorba de jocuri politice. Eu nu cred că vreun politician teafăr s-ar aventura să facă jocuri politice pe tragedia persoanelor cu dizabilități, a copiilor cu dizabilități și a asistenților personali. Asistența socială din municipiul Chișinău este competența municipiului, primăriei municipiului Chișinău, ea este finanțată din resursele proprii ale municipiului Chișinău. Asta a fost în 2021, 2022, 2023, 2020. Noi nu am intervenit prin reforma Restart. Da, nu are nicio treabă reforma Restart cu asistenți personali. Dumneavoastră tot asta a explicat. Pe de altă parte, domnul Ciuban, chiar și în acest platou la colega mea, spunea că guvernul a creat singură problema, pe urmă a rezolvat. Da, primarul Ciuban minte sau nu înțelege, este mințit de către subalternii săi sau... Noi nu am creat această problemă. Dumnealui, primăria este angajator. Cum nu am creat această problemă? Noi nu am, în 2023, acești asistenți personali erau angajați, erau remunerați din bugetul municipiului Chișinău, din resursele proprii. La sfârșitul lunii decembrie, este aprobat bugetul provizoriu pentru anul 2024. În acel buget sunt planificate 177 de milioane de lei pentru acest serviciu și pe 3 ianuarie ne pomenim că primăria inventează anumite pretexte pentru a demite într-un mod abuziv, a lipsit de demnitate aceste persoane, a lipsit de servicii critice și se ascunde și blamează guvernul, ceea ce iarăși este... deja ne-am obișnuit cu acest lucru, dar una este să critici pe merit sau nu acțiunile și inacțiunile guvernului și alta este să demiți într-un mod abuziv acest lucru. Domnule ministru, foarte puțin timp rămâne, mai am încă o întrebare, dar vreau să precizez, aceste persoane păstrează salarii așa cum a avut, în volumul care a avut? Noi vom angaja persoanele, acele persoane care li s-au redus salariul, tot vom avea contracte de muncă pentru să le asigurăm acel minim de remunerare. În luna martie noi am achitat acea plată compensatorie pentru toți asistenții personali. În luna aprilie urmează să fie demarat aceste plăți începând cu săptămâna viitoare. Deci în luna martie și aprilie ei au primit acele plăți compensatorii, în luna mai noi vom face tot posibil ca să-i angajăm. Și așa va fi și mai departe, nu este un timp răstrâns, anumită perioadă, deja noi va funcționa. Eu sper ca primăria va reveni în cadrul legalității, în cadrul moralității și va restabili serviciul și va stopa aceste... Da, și atunci vom reveni la... Mai vreau să vă întreb, două minute rămân, vreau să vă întreb despre cazurile de abuz față de copii, mai ales cazul acesta de o fată de 11 ani care a născut, dacă a urmat anumite modificări, anumite schimbări de procedură după asta și cât de protejați sunt totuși copiii de la aceste abuzuri. Așa cum am spus,
sistemul de protecție a copilului în Republica Moldova este foarte fragil. Asta a fost și una din motivele prin care am demarat reforma Restart. Noi în următoarele săptămâni vom veni public și vom comunica exact care sunt acțiunile pe care urmează să le întreprindem și le întreprindem pentru a fortifica sistemul de protecție a copiilor. Eu vreau să spun că noi la moment avem 46 de specialiști în protecția copilului care lucrează în prima linie, la nivel de comunitate. Noi am estimat că avem nevoie de cel puțin 300 de specialiști. Vor fi angajări sau reprofilare? Noi vom angaja în acest an cel puțin 150. Deci noi vom tripla numărul de specialiști în protecția copilului. Noi vom fortifica acest mecanism să ne asigurăm că nu avem mai puțini copii care se află în situații de criză. Dar și unde le găsiți acești specialiști și cât de pregătiți ei sunt să lucreze și ca psihologi cu... Deci noi lucrăm în regim de criză. Vom identifica aceste persoane, o parte deja le-am identificat, facem evaluarea competențelor, vom avea programe de formare, pentru că noi nu avem luxul ăsta de a aștepta și vom forța, pentru că asta este un angajament. Eu am spus acest lucru, este un eșec al nostru, inclusiv al meu, și trebuie să învățăm din acest caz tragic. Eu vă mulțumesc, domnule ministru, foarte mult că ați răspuns la întrebările noastre. Vă mai așteptăm și la alte ediții și cu alte subiecte. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu noi și numai bine!